Persoanele care doresc să se vaccineze se pot prezenta la centrele de vaccinare, indiferent de localitatea de domiciliu, fără programare, prezentând documente de identitate valabile, carte de identitate sau pașaport. Bun, vor fi în acest weekend două astfel de evenimente, să zic maratoane ale vaccinării. Unul pe Valea Izei, mai exact în localitatea Bogdan Vodă, și unul în Baia Mare. Cel din localitatea Bogdan Vodă este foarte important pentru că este menit să ajute, să sprijine locuitorii din acea zonă de pe Valea Izei pentru a avea acces mai facil, mai ușor la vaccinare, la procesul de vaccinare, pentru că altfel centrele sunt puțin mai depărtate, fie că vorbim de Sighet sau Borș, așa mai departe. Și atunci, de vineri, după masă, sâmbătă toată ziua, duminică toată ziua, se vor putea duce și se vor putea vaccina. Va fi vaccinul Pfizer, cel care este cerut de către foarte mulți oameni, dar va fi și vaccinul Johnson & Johnson, care are marele avantaj de a se administra într-o singură doză. Programul de administrare a dozelor de vaccin la dispensarul medical din Bogdan Vodă este următorul: vineri între orele 15 și 19, sâmbătă între orele 9-19 și duminică de la ora 9 la ora 19. În Baia Mare, un nou maraton de vaccinare va avea loc în parcarea complexului comercial Value Center. Știe foarte bine lumea despre ce este vorba, la ieșirea din Baia Mare spre Dej, acolo unde este spațiu îndestulat. A decurs foarte bine weekendul trecut și iată, venim cu o nouă oportunitate spre oameni ca să se poată vaccina cât mai repede, să ne revenim cu viețile noastre la normal, să putem renunța la măști cât mai repede și în alte spații decât cele exterioare, să ne putem relua toate activitățile pe care le desfășuram acum un an jumate, acum 2 ani, înainte de pandemie. Prefectul județului Maramureș spune că sunt destule doze de vaccin, astfel că vor mai fi organizate astfel de maratoane de vaccinare. Dacă până acum îi așteptam pe cetățeni să vină să se vaccineze, acum mergem și noi, pentru că avem destule doze de vaccin și avem disponibilitate, mergem noi spre cetățeni ca să se poată vaccina dacă aceștia doresc. Am avut weekendul trecut mai exact, un maraton de vaccinare la Păinile Sumunte, acum pe Valea Izei la Bogdan Vodă, și vom avea în toate zonele județului, în special în aceste zone rurale, unde, să spun, ar fi mai greu accesibil pentru cetățeni, ar fi mai greu pentru ei să se deplaseze într-un oraș unde există un centru, un punct fix de vaccinare. Deci, vedem, poate vom mai face unul pe Valea Vișeului, dar deocamdată ce este cert este acesta de la Bogdan Vodă, și de aceea încurajez pe cei de acolo din zonă să meargă să se vaccineze, pentru că, iată, cei care se vaccinează vor putea avea acces la nunți, vor putea avea acces la botezuri. Sunt astfel de evenimente pe care oamenii le așteaptă de un an jumate ca să aibă loc din nou, pentru că până acum știți foarte bine, existau aceste restricții, nu se puteau desfășura decât într-un cadru extrem de restrâns, cu foarte puțini membri de familie. Acum, dacă vrem să dăm drumul și să ne revenim la ceea ce era odată, trebuie să ne vaccinăm, nu avem altă cale.